Suntem tot la trâmbițe. Așa cum, în mod sigur, am văzut, uitându-ne fiecare peste raportul acesta al trâmbițelor, există un soi de paralelism între peceți și trâmbițe. Sunt grupate 4, 2, 1 primele patru trâmbițe descriu niște situații dramatice, am putea spune niște dezastre ecologice determinate de căderea unor, știu, să zicem, corpuri cerești asupra pământului, în mare și în ape. Nu putem identifica în mod exact despre ce anume este vorba. Poate fi vorba de meteoriți, poate fi vorba de asteroizi. Unii comentatori merg chiar pe ideea că e posibil ca sateliți cu încărcătură nucleară să cadă pe Pământ și în felul acesta să contamineze apele freatice. Alții acceptă până și ideea unor explozii nucleare. Urmează, din cauza acestor lucruri, erupții vulcanice, valuri uriașe, tsunami devastatoare. Întrebarea asupra căreia aș vrea să zăbovim în ocazia aceasta este cine anume le determină. Am mai atins întreagăt aspectul acesta. Cine determină aceste stări de lucruri? Dumnezeu sau satana? Trâmbițele sunt plasate între alte două vedenii, respectiv cea a peceților și cea a potirelor cu cele șapte plăgi. La primele patru peceți, o voce care vine din dreptul scaunului de domnie, de fapt fiecare rând pe rând, fiecare din cele patru făpturi vi adresează o comandă, vino, și ies uh, cei patru cai. De cealaltă parte, pot, deci lucrul acesta se întâmplă în ceruri. De cealaltă parte, uh, potirele, plăgile, sunt șapte îngeri care au cele șapte potire și le varsă din ceruri pe pământ. În ceea ce privește trâmbițele, nu este menționat uh, expres lucrul acesta. Ni se spune în primele patru, mai exact în primele trei, că urmează să cadă ceva dinspre ceruri pe pământ, dar nu este stabilit în mod precis faptul că aceste lucruri sunt determinate de cer. Ele cad sau sunt aruncate, pe pământ, în mare și în ape, fără a fi specificat în mod expres cerul. În trâmbița a cincea este vorba de steaua care căzuse din cer. Și știm despre cine este vorba, cine a căzut din cer. Luceafărul care a căzut din, din cer îi se dă cheia și de trei ori este menționat lucrul acesta că îi se dă uh, cheia și îi se dă o misiune. Uh, odată este menționat faptul că i s-a zis să facă uh, un anumit lucru uh, în trâmbița șasea. Îngerul nu mai trâmbițează, ci doar dezleagă Patru îngeri de la Eufrat care acționează cu aceeași ferocitate cu care au acționat lăcustele ieșite din fântâna adâncului în trâmbița a cincea. Cu deosebire că ferocitatea aceasta este și mai mare și oamenii nu doar sunt chinuiți ca în pecete a cincea, o treime din ei sunt chiar uciși, dați morții. În tragedia Veacurilor, la pagina 546, inspirația profetică spune: Distrugerea va atinge apogeul în timpul strâmtorării. Distrugerea va atinge apogeul în timpul strâmtorării. La care timp de strâmtorare se face referire? Pentru că Potrivit Spiritului Profetic, sunt două perioade de, de strâmtorare. În Experiențe și Viziuni, la pagina 97, se vorbește despre un timp de strâmtorare care are loc în timp ce Domnul Iisus Hristos mijlocește încă în sanctuarul ceresc. În tragedia veacurilor, la pagina 537, se vorbește de un alt timp de strâmtorare care are loc după încheierea mijlocirii și este timpul marii strâmtorări, este corespunzător perioadei plăgilor. Deci avem de-a face cu un timp de strâmtorare de mai mică intensitate și probabil de mai scurtă durată, care are loc înainte de plăgi. În experiențe și viziuni, la pagina 97, la care am făcut referire, stă scris. La începutul timpului de strâmtorare, am fost umpluți de Duhul Sfânt pe măsură ce mergeam și vesteam cu mai mare putere, sabatul. Și apoi, serva Domnului continuă. Pentru că se simte nevoia, a simți nevoia să dea niște explicații la unele descoperiri oferite publicului, Bisericii, ceva mai înainte. Și primul, prima frază cu referire la timpul de strâmtorare, când au fost umpluți cu Duhul Sfânt și au vestit uh, Sabatul cu mai mare putere, uh, face următoarea precizare. Începutul timpului de strâmtorare menționat aici nu se referă la vremea când încep să fie revărsate plăgile ci la o scurtă perioadă de timp înainte de a fi revărsate în timp ce Hristos este în sanctuarul ceresc. În acea vreme în care se va încheia lucrarea de mântuire, necazul va veni pe pământ și toate neamurile uh, vor fi mâniate, dar ținute în frâu pentru a nu împiedeca lucrarea celui de-al treilea înger. În timpul acela va veni ploaia târzie sau înviorarea de la fața Domnului, pentru a da putere mari strigări a celui de-al treilea înger și a-i pregăti pe sfinți să rămână în picioare în intervalul de timp în care vor fi turnate cele șapte plăgi. Deci e o strâmtorare majoră determinată de judecățile lui Dumnezeu manifestate prin cele șapte plăgi și e un alt timp de strâmtorare care are loc mai înainte și este determinat de alte forțe. Uh, Desigur, părerile sunt împărțite în sensul că unii consideră că tot Dumnezeu determină și timpul acesta de strâmtorare, dar supun atenției dumneavoastră câteva fragmente din Spiritul Profetic, pe baza cărora vă sugerez să trageți propria dumneavoastră concluzie, pentru că nu aș vrea să influențez. Pe nimeni. Deci, înainte de închiderea harului, în timp ce Domnul Isus Hristos este în Sanctuarul Ceresc, are loc un timp de strâmtorare. Iar timpul, strâmtorarea aceasta, personal, cred că va fi determinată de acțiuni ale satanei. Pentru că Așa cum vedem în pecetea a cincea și a șasea, este evident faptul că Satana determină evenimentele descrise în pecetea cincea și a șasea. Satana și asociații lui. Nu văd de ce nu ar fi responsabil și pentru evenimentele care au loc în uh, timpul primelor patru peceți. În tragedia beacurilor, la pagina 515, spiritul profetic spune. Satana lucrează și prin elementele naturii pentru a strânge secerișul de suflete nepregătite. El a studiat, în, a studiat secretele laboratoarelor naturii și își folosește toată puterea pentru a controla aceste ele, elemente atât cât îi îngăduie Dumnezeu. Chiar acum el este la lucru, în incidente și calamități, pe mare și pe uscat, în marile conflagrații, în furtuni grozave și uragane pustitoare, în inundații, tornade, valuri uriașe și cu tremure în toate locurile și în mii de forme. Satana își exercită puterea. El distruge lanurile gata de recoltat, având ca urmare foametea și suferința. El face ca aerul să fie poluat de moarte. Aceste calamități vor deveni din ce în ce mai frecvente și distrugătoare. Atunci, amăgitorul îi va convinge pe oameni. Ca aceia care slujesc lui Dumnezeu sunt cauza tuturor acestor rele, mânia oamenilor va fi provocată prin acuzații neadevărate. Dacă Satana, care personal cred că determină catastrofele acestea, îi va. Uh, Determina pe oameni să creadă că e vorba de mânia lui Dumnezeu, înseamnă că El este deja prezent în lume, personificându-l pe Domnul Isus Hristos. Înseamnă că Dumnezeu i-a dat o libertate pe care n-a avut-o până atunci, până acum, libertate. Pe care o folosește în sensul acesta de a-i amăgi pe oameni și folosește, pe de o parte, minuni ă, extraordinare, dar și catastrofe inimaginabile, crize teribile, crize ecologice. În aceeași sursă, Tragedia veacurilor, 538, pana inspirată spune, frâul care a fost pus celor nelegiuiți este îndepărtat și satana are stăpânire de plină peste cel care a rămas nepocăit. Satana îi va arunca atunci pe locuitorii pământului, deci este foarte explicit ceea ce se spune. Este identificat autorul. Satana îi va arunca atunci pe locuitorii Pământului într-o mare și finală strâmtorare. Repet, alta decât marea strâmtorare determinată de judecățile lui Dumnezeu prin plăci. Deci, Satana îi va arunca atunci pe locuitorii Pământului într-o mare și finală strâmtorare. Când îngerii lui Dumnezeu încetează să mai țină în frâu vânturile sălbatice ale patimii omenești, toate elementele de discordie și de luptă vor fi lăsate libere. Pământul întreg va fi adus într-o ruină mai grozavă decât aceea care a venit peste Ierusalimul din vechime aceeași putere de distrugere pe care au arătat-o îngerii sfinți la porunca lui Dumnezeu, va fi manifestată de îngerii răi atunci când el le îngăduie. Sunt gata acum forțe și așteaptă doar îngăduința divină ca să răspândească pretutindeni pustirea. Iar în Evangelizarea, uh, cartea Evangelism, pagina 21. Mi-a fost prezentată o scenă foarte impresionantă. O explozie îngrozitoare. Mingi mari de foc cădeau peste case, iar din aceste mingi zburau în toate direcțiile niște săgeți aprinse. Incendiile erau imposibil de oprit și multe locuri erau. Ruinate, nimicite. Se apropie timpul când orașele mari vor fi spulberate, și toți locuitorii trebuie să fie avertizați cu privire la aceste judecăți care vin. <coughs> în iunie 1989, în renumita publicație National Geographics, a fost publicat un articol intitulat Extinctions. Autorul a consultat și raportul apocalipsei, și, printre altele, vorbind despre primele patru trâmbițe, autorul spune: Scenariul pare să fie parte dintr-un film științifico-fantastic un meteorit uriaș lovește terra care ia foc. Vulcanii erup, valuri uriașe, tsunami lovesc continentele. Cerul se întunecă pentru luni, poate chiar ani. Face referire la trâmbița a patra. Spuneam ceva mai devreme că este perioada în care satana îl personifică pe Domnul Isus Hristos. Și Poate determina evenimente catastrofale pe care le va prezenta ca fiind semne ale mâniei lui Dumnezeu, ale dezaprobării sale față de cei care nu respectă Duminica. Și lucrul acesta va determina strâmtorarea, mânia neamurilor. Vă dați seama uh, cum vor reacționa? Conducătorii națiunilor în fața acestor evenimente catastrofale. Supraviețuirea națiunilor va fi pusă sub semnul întrebării și, în mod sigur, vor fi convocate. Conferințe, se va face un apel la cooperare la scară globală. Este, de fapt, un, o globalizare determinată de, de criză. Oameni religioși, oameni politici, oameni de știință se vor uni pentru a face față acestei crize, pentru a găsi soluții. În mărturii, volumul 9. Paginile 14 și 15, inspirația profetică spune: E cu neputință să se dea vreo idee cu privire la experiența poporului lui Dumnezeu care va fi în viață pe acest pământ atunci când slava cerească și o repetare a persecuțiilor trecutului sunt contopite slava cerească, ploaia târzie, manifestarea puterii Duhului Sfânt în biserică, marea strigare, dar și persecuțiile uh, trecutului sunt uh, reactualizate. Este vorba de strâmtorare. Încercări și punere la probă înspăimântătoare așteaptă pe poporul lui Dumnezeu spiritul războiului agită națiunile de la un capăt al pământului la altul dar în mijlocul timpului de necaz care vine un timp de necaz cum n-a mai fost de când sunt neamurile poporul ales lui al lui Dumnezeu va sta neclintit Satana și oastea lui nu pot să-i nimicească, deoarece îngeri care excelează prin tărie îi vor ocroti. Să fie Domnul lăudat! Îi mulțumim pentru aceste asigurări. Îi mulțumim pentru faptul că ne oferă o perspectivă spre ceea ce urmează să aibă loc pe planeta aceasta, e vorba de criza finală, evenimente escatologice, dar în același timp ne dă asigurarea că dacă rămânem de partea lui, dependenți de el, predați lui, ne va purta de grijă. Să mulțumim Domnului pentru aceasta.